Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Pokémon Brilliant Diamond aici. Și era pe cât pe acest zic Pokémon Sword and Shield și nu știam de ce îmi suna foarte extraterestru când mă gândeam la treaba asta. În fine, ultima oară când ne-am întâlnit Boys and Grills, am ajuns în orașul, unde eram, eram în Oreborg? Nici nu mai știu, am tot îmblat pe atâtea orașe, nu eram prin Eterna, da, eram prin Eterna? Nu, suntem în Oreborg. Da, suntem în Oreburg, am fost în Eterna, am terminat cu Eterna, am făcut acolo, am bătut pe băieții aia nebunii din Galactic, am deblocat zonele astea aici, am deblocat bicicleta și toate alea. Și acum trebuie să mergem în Hawthorne City, pentru că avem bicicleta acum și ne permitem să ne ducem în diverse locații, deci cred că o să facem treaba asta așa. N-am apucat ce trebuie să facem stream să... cu jocul să farmăm zonele alea de subteran, dar am zis că o să facem și asta, poate că nu o să vrem să căutăm ceva Pokémon anume, mai ales că vreau neapărat să mai folosim și azi Pokémon prin luptele noastre pe aici. Oricum, trebuie să vedem ce oraș ne așteaptă, pentru că nu o să putem să folosim pe Monferno până ne sar capacele, dacă să o luăm așa, știi? Pentru că am văzut că în comentarii ziceați ieri, bă, dar te mai joci și altceva? Mai alt Pokémon mai? Păi mi-am zis aminte, da, mă, da, aveți dreptate, nu zic nu, dar ce poți să-i faci? Hai să luăm pe aici, că pe aici avem... Nu, vreau să mă sui pe motocicletă, pe bicicletă. A, credeți că în bag. Bike. Stai. Hai zic. A, firă, așa cum o să oprească ăștia tot drumul? Că vrea să ne batem ăștia aici. Ok, I'll do hard. Work hard, play hard. Bă, acum nu mai trebuie să schimb Pokémon, oricum o să oblige să mai joc încă unul. Deci sunt doi aici. Ok. Anthony și... Oh, Anthony și Lauren. Oh, e un Pachirisu? Nice. Ok, azi dăm ce aici. Da, mare intimidare acolo pe băieții mei. Da, lui Ponita mare sal. Oh, se pune pe amândoi, am crezut că se pune numai pe unul. Da, ok. Avem pe Pachirisu. Avem un... Flame Wheel. Pachirisu. Thundershock, Ponita, nu știu. A, lol, cum s-a nimerit? Și ăla e de foc și ăla e electric. Și ăla meu e tot de foc și electric, ok. S-a nimerit într-un mod anume. Bine că nu prea dau damage ăștia săracii. Thundershock and Thundershock. Nu prea s-a produs damage dacă e să o întrebați. Hai să dăm un bite atunci, nu știu, mușcă de el, vezi ce se întâmplă. Quick attack, puțin damage. Flame Wheel, frumos, lejer. Așa vreau să vă văd și pe voi cum dați like, gen vreau să vă filmați, luați telefonul. Dai așa o roată de asta nebună, așa te rostocolești și dai cu piciorul peste tastatură și se dă like la video ăsta. nu știu ce mi-am imaginat acum pe cineva făcând treaba asta. Au, ok, Flame Charge. Mușcă din el. Am zis să muș din el, ham, hâț. Boy, cu damage i-a dat. Hai să dăm un Power Up Punch. Dăm un Bite Again. Să mușcăm de acolo. Growl. N-are mare brânză pe noi. Oh, se pune mai pe amândoi. Fii atent, mă, nebunule. Eu n-aș fi crezut că se pune pe amândoi. Am zis că se pune mai pe unul singur, da. Dacă el zice așa, așa să fie. Ok, Power Up Punch. Asta ar trebui să dea Fatala. Și trecem mai departe cu viața noastră, boys. Pa! Pa, Pony! Ne mai auzim, Pony! KFC a făcut level 22. Bine! Dați-mi banii voștri de mâncare acum așa că mă supăr. Nice. Ok, azi dăm pe aici ce avem. Chiar nu e o tastă oare care să-ți dea direct bicicleta? Că e la cam obositor. Oh my god, nu pot să cred. Ok, dude, zic ce vrei. Zic că ai de piatră ca să poți să-i sparg. Ok, Justin, dă dată ce ai acolo. Joe Dude, îmi pare rău, Joe Dude, s-ar putea să cam sfărâmăm imediat între deștele maimuții mele. Ionele, știi ce ai de făcut, brov? Pare rău, trebuie să-l folosim pe Ionel, e cam singurul care are mișcări de fighting, care se dea bine, așa că trebuie să facem asta. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred că Joe Dude n-a murit. Și mai dă Rock Throw acum și n-a damage. Au, never mind, bad damage. Căs cât de damage. Ok, sparge-l. Bun, luăm și buff ca să te-mi dai și un damage. Mai mult damage pe prostia asta. Uite acum se duce și rupe până de asta. Ok, bun.
Let's go. Justin vrea să uite Bronzor. Care era Bronzor? Bronzor era clopotul, nu? Oh, e ăla care devine clopotul. E tot acolo. Cred că e din Steel Type, iar Steel Type-ul ia damage de la foc. Parcă. Nu și mai știu. Parcă lua. Ia lua. N-am chart-ul cu ăla acolo. Bă, cred că ar trebui să-mi deschid și lista de nume pe care mi le-ați mai dat voi acolo. Ați dat tot tonul de nume, ce drept. Să auziți acum, poate, bosonerie, cam ce vrei sau? Sau nimică? Deschidem lista de nume, știi? Ca să nu zică oamenii că, oh, că ne-ai zis să scrie în comentarii cu d-astea și tu nici măcar nu te uiți pe ele. What the fuck, bobiță? Ok, ia să vedem pe aici. Ok, super. Am văzut să văd aici. Care-i treaba? Tyler Rock vrea să vede Bulldozer. Da, frate, Bulldozer e ceea ce-mi doresc eu. Și cred că o să înlocuim. Cred că Rock Throw, că avem Smackdown și pe aceeași idee. Mamă, să știu, avem mișcare de astea. E pe o treabă. Mica a devenit prea puternic și o să fie greu să farmezi Pokémon. Și trebuie să-i farmezi în subteran de acum, dacă vreți să punem nume la Pokémon. Dar o să... Cum se cheamă? O să... Dacă e să farmez off-camera, să vă anunț probabil, o să vă dau gen, uitați pe video, ăsta am farmat off-camera, ăștia nu, și tot așa, știi? Ok, văd că trebuie să o am pe apă. Oh, ce-am prins? Alo? E un Clefairy! Cred că aici putem să scoatem pe Joe Dude să facă treabă. Ținând cont că sunt chestii numai de piatră și tot așa, cred că ar merge. Dăm un Machi Punch. Come on! Mamă, rezistă! Aulo. M-a copiat. Au. Să-mi fie rușine, gen. Valea. Ce-a venit asta mică, frate, ești nebun? S-a trezit așa de nicăieri, gen. Ha. Bun. Ok. A... Sincer, trebuia să fi prins că n-avem așa ceva, știi, măcar mai luăm și niște Pokémon. Ok, da, da, da. Ok, Joe Dude. Ehehe, na. Ehe, ha, ha, ha. Ok, Machi Punch. Bun. A, că s-a distrus din style, mă uit, auzisem sunetul de criticală și eram... A, că s-a dus, dar nu s-a dus. Nu mai contează, lasă-le, pune jos. Aia zic. Pune jos mișcările alea, domnule Joe Dude, că nu-i treabă. Oh, level up. Are dă ceva mișcare la 20, ar că-mi trebuie, ha? Nu, nu. Mă gândeam. Ok, trebuie să ne strecurăm pe aici. Opa. Vede din Galactică. Aoleu, salut. Conform unei teorii, muntele Coronet este unde a început regiunea Sinnoh. Într-o lume nou creată, o lume unde timpul și spațiul se întindea. Unde timpul curgea și spațiul se mărea sau ceva genul ăsta. Ok, ok. N-ar trebui să fie nicio problemă. Dar ce s-a întâmplat cu lumea aia? Pentru că spiritul uman este slab și incomplet. Greutățile s-au întins. Lumea asta este ruinată de către ei. Oh, găsim lucrurile în stadiul ăsta deplorabil. Tu, ce-i cu tine, mă, bobiță? S-a speriat și caracterul meu. What the fuck, Romania? Ne putem să spargem ăstea, știi? Dacă chiar vreau să trec. Măcar Rodby face o singură treabă în tot jocul ăsta de aici, ceea ce e perfect. Nu știu dacă vreau să o duc sus, totuși. Au firar să fie. Cine mai acum? Yo! E Machopper! Yo, Machopper, poate îl prindem. A, și știu că întrebase cineva Premier Ball-urile de ce nu-l folosim. Dude, Premier Ball-urile din câte am folosit eu în jocurile astea Pokémon, toate sunt literalmente doar de design. Nu fac mare brânză. Premier Ball-urile n-au niciun efect, doar le arunci pentru că sunt colorate. Uite, vezi? N-au nimic. Sunt degeaba. E ca și cum arunci o Pokémon normală. Nu se întâmplă nimic, e doar culoarea pe dos. Nimic special. Ok, asta o să-l numim... Zicem ce nume avem pe aici.
Să numim Țăcălie. În onoarea lui Rapapel și la cineva care a zis în chat. A zis în chat, doamne, să acolo în comentarii. Ah, ok. Avem oare un de-asta? Nu, nu, că ne-a dat aia prima oară. O să punem cu TZ ca la șmecheri. Sau cred că aveam ț. Nu cred că merge totuși ț în ăsta, dar hai că vedem. Șterge asta. Oh, cred că merge. Ah, fuck, acum vreau cu ț mare. Ță... Mamă mie. Ță... Că... Lie. Bine, așa. Can't use ță? Ok, te schimb ca băieții răi. Ță... Că... Lie. Jesus, mă obligă jocul să nu folosesc țâuri. Bine, nu suport, cred că nu suportă fontul din joc. A, nu-l vreau în parte, trimite-l în box, că avem deja. E că avem Pokémon mai potriviți pentru așa ceva. Aici e o treabă. A, puteai să... Oh, coleam doar ca să nu mai bat acum. Wow. Ok. The more you know, știi, ceva genul ăla. Oh, cred că-s fighting type-uri pe aici. Nu știu dacă avem altceva bun împotriva fighting type-uri. Fighting type-urile își iau damage de la Fairy, Psychic și Flying. Okay, cred că am putea să punem pe KFC prima oară, mă gândesc. Swap Pokémon. Hai că vedem. Putem face asta. Ia, hai să vedem. Cred că-s fighting type-uri. Dacă-s rock type-uri, îl scoatem pe Geodude, dar cred că-s fighting type-uri de acum. Judec puțin după felul cum arată Gagi. Ok, da, uite-l pe Machop. Machop care ăsta e fight type și ground. Bine, doar fighting type. Normal fighting și ceva genul ăsta. Ok, KFC-ul dă cu intimidare, dă mare scădere de HP, dă damage. Dăm și noi acolo cu un wing attack. Hai zic, what the F? Cum, bă? Nu mă zbăcă... Ceată, gen. Ce Dumnezeu? Uf, ok, dă din nou. Bine, puteam să dea un tackle, nu mai irosim mișcarea asta, poate să avem nevoie. Na, că v-am promis să mai schimbăm Pokémonii, mai schimbăm totuși, nu mai lăsăm chiar așa. Da, traduce-și mai antrenează de bro. You lack the power. Nu ai putere să te bați cu mine. Uai, stai așa. Cred că îmi trebuie și abilitate de a mă urca aici, nu-i așa? Oh, hidden scale. Ok, deci pe aici nu avem ce să rezolvăm. Opa. Nice, dodge. Fuck. N-am ce să-i fac, trebuie să trec pe acolo. N-am cum să o da. Ok, ăsta cine mai e? Jonathan. Oh my god, e Jonathan Joestar? What? Jojo? Mamă, stai că ăsta e Onix. Și ăsta e Chiatră. Mamă, și Chiatră dă la zburătoare. Aolo, dă la ficați, știi, gen, nu-mi place așa. Mamă, și are și level, aolo. Mamă, ce facem că e? Aolo. Stai că nu e bine. Supa efectiv. Luca, Luc. Mamă, dar gândați-și că am eu bătaie de la Bolovanie. Da, nu e bine. Tyler Juan e rock și ground type. Deci merge. Da, mergem pe Tyler Juan. Nu e bine. Nu e bine să lăsăm așa când rupe. Și să dăm și mână. Dăm și până mâine damage în el. Și mai degrabă schimbăm și facem o treabă. Dă mă Harden acolo, întărește-te. Măcar ceva să fie tare aici. Dacă video-ul ăsta nu-i... Dar ce v-ați gândit? Pulverizare, fiule! Ieși, mă, cu șmeacăr down-ul tău. Câdilă. Da, cred că îl punem poate pe Tyler Hoan primul, vedem. Blo, mamă! Super efectiv, dar abia a dat damage. Cam ciudat, frate, ce pot să zic. Dăm cu cealaltă treabă. Dar am dat cu viteza mai jos. Dăm cu Rock Smash. Rock Smash. Boom! Curse.
Iaule, bagă blesteme. Suci la tanti Omida și bagă ditai blestemele pe capul meu. Dar ce înseamnă asta, frate, Miro? Nu pot să cred așa. Dă și lui Buff, fii atent. Bă, nebunule, țineți ideile pentru dumitale. Fă loc. Băi, cât reziști, bă, nebunule? Din cauza, cred că, din cauza că am dat o mișcare de fighting type și nu prea are atât de mare afinitate cu fighting type-ul, cred că de-aia nu-i prea place lui băiatul meu, Tyler Hoan. E posibil. Hai că mai dăm un bulldozer și ăsta s-ar putea să aibă efectul dorit. Hai zic, bulldozerul trebuie să aibă un efect dorit. Hai zic. Pozic Onyx s-a dus, Paonix ne mai auzim. Zi frumoasă în continuare. Socul i-a făcut level. Sau? Nu mai știu. Pa, Jonathan. Vezi un tebas cu Dio și caută scățelul. Vezi, poate pe undeva pe treabă. Nu zic unde. Vreau să iau chestia aia. Întrebare de 1000 de puncte. Hai să o luăm, dacă toți suntem la un click distanță și un mușcătură, și o mușcătură de rugby distanță, eu zic că merge. Wow. Am meritat tot efortul de pe planeta asta. Hai că am meritat, dacă e. Scrăs prin tufele astea ce găsim. Ok, văd că sunt ăștia pe aici. Ce-a prin tufa asta? Alo? Nu. Berries! Furăm berries. Cred că poți să planteze acolo ce vrei. Că am intrat în casa oamenilor, așa ca ne simțiți gen. Pana mea. Oh? Cred că vrea să... Mamă, am crezut că e femeie, dar acum am văzut că e mușneac cu muștață miu. William, artistul. Mr. Mime. Ăsta ce e? Ăsta era psychic? Oh, ăsta e Mr. Mime Jr. Este Miami Juniorus. Am asta nu știu ce damage e. Asta e Psyche. Cred că și-a de la Bug-type-uri. Bug-type-uri și alte nebuni. Ghost-type-uri. Avem ce-o mai un Wing Attack. Zic, ce zice? Nu prea știu ce să zic. Ah, ok. Never mind. The fuck? Mai dau o dată? Oh, trebuie să mai dau o dată. Da, frate, mai dau o dată. Să mai dau una, nu-i problemă. Pa, Mr. Mime. Let's go. Ce mai ai? Bonesly. Bonesly? Devine Bonsai. Ce rock type? Fighting rock type, cred că e. No? Da, e fighting rock type. Dude, noi n-avem nimic ca de grass type, nu-i așa? Avem, dar... Na, fie. O să luăm damage puțin, dar nu-i bai. Vreau să văd. Vreau să dau un absorb pe ăsta. Știu că Bonesly mi-a luat țeapă foarte tare. Bonsai sau cum o fi ăla cu, ca bonsaiul. Deci evoluția lui ăsta e de fapt rock type. Sincer, nu m-aș fi așteptat așa ceva. Absorb. V-am zis eu. Și acum noi o să luăm foarte mult damage pentru că nu suntem bug type. Uite, vezi, dă copycat. Acum dă absorb, fuck. Ok, de pe mine nu mă afectează prea tare. Not very effective. Și a fost și criticală. Mamă, i-a dat tot heal-ul pe planetă, ești nebun? Nu, eu dau cu ăsta, fii atent. Valea, mă, nebunule. Vă zic, mai dăm scena și altor Pokémon, că parcă prea nu prea am dat nimănui nimica. Fake tears. Oh, nu plânge. De ce plângi, fiule? Ăla a fost. Următorul absorbe fatal. Nimic. Am învățat absorb prea târziu. Pa, bro. S-am furat esența. Esență. Ok. Bine. Magnificent. Da, frate. Mi-am crezut nițeam că cu ăsta să vorbim că era dintre unul dintre episiurile alea pe care nu le recunoșteam, știi? Oh? Interesant loc. Mă, sunt Hawthorn! Oh? Un bănire! E o bănire!
Oh, mulțumesc cerurilor, nu știam ce se întâmplase aici dacă nu erai tu. Nu știam unde putea să fug acest bunirea meu. Hai, treci înapoi. Nu cred că vrea. Eu sunt Keira și sunt jurat la cel mai mare super show. Ok. Vino pe la Contest Hall și pot să-ți mulțumesc cum trebuie. Oh, mi-aduc aminte. Asta era episodul în care Don avea și abuniri sau chestii genul ăsta și trebuia să-l faci frumos și toate alea. Yeah, yeah, I remember. I remember. Ok, pe acolo nu putem să-l luăm pentru că e zona blocată. Dar îs curios să văd ce type de gym există aici. Nu-i Poke Center-ul. Ăla ce? O, e Contest Hall aici. Păi și gym-ul? Gym leader, why, what? Nu scrie ce type e. Scrie? Bine, zic că nu e aici tipa. Oh, sau e? Oh. You're wondering what else? She's not here. Come back another time. Ok. Cred că ea era pe fairy type. Deci trebuie să dăm cu steel type în ea sau trebuie să dăm cu poison, ceea ce n-avem. Damn, fairy și-a damage, mă, de-a două tipuri. Asta e puțin cam mai rea. Ok, hai să dăm aici ce zice. Yo. Oh, scuză-mă, pe bine. Vrei să intri la acest super concurs? Oh, te rog, distrează-te. Incredibil, Fantina. Este antrenorul, este liderul sălii de aici și se întâmplă să fie și în acest show ca un expert. Acum poate te întrebi cum te cunosc asta. E bine, eu sunt Fantina. Oh. Ai putea să mă provoci, dar nu încă. Trebuie să devii mult mai puternic. Atunci mă poți provoca. Ula. Adică, ce vrei să facem? Ok. Doar vreau să intru aici, bro. Fantina. Oh, hello. Eroul meu. Oh, bună căciulă. Mami, ce dumneavoastră? A venit mami aici? Băi, nu pot să cred. Joanna e mama ta? Oh my god. Deci ai putea să fii starul acestui super show? Nu știu ce să zic despre asta. Nu au vorbit căciulă niciodată despre acest aspect. Ok, mami. Dar de ce ai venit îmbrăcată ca și cum ești gata să gătești 50 de sarmale? Ai venit și cu șlapii. 3 orașe mai departe. Cum vine asta? Ok, dăm ceva, îmi dă un sticker. Pe bune, îmi dă un sticker ca și mulțumire, dude. Dai un sandwich sau o shawarma sau ceva și cred că eram fericit dacă e să luăm așa. Oh, ai fost surprinsă să mă vezi aici? M-am plictisit și am zis să vin aici pentru mică vacanță. Mamă, ești în șorțul de bucătărie, în pantaloni scurți și nu mai zic de-a ta? În șlapi. Explică-mi. Și la fel de surprinsă să te văd aici. Dar ești destul de sigur că vrei să intri acolo? Nu te-ai îmbrăcat pentru așa ceva. Să intri la super concurs, ok. E vorba despre Pokémonul tău e timpul ca Pokémonul tău să strălucească. Așa că nici tu n-ar trebui să te îmbraci foarte meh. Așa că du-te și rezolvă-ți mare glamour. Oh, să ne facem țoale, fii atent. Trebuie să ne punem țoale, mă, fii antenă aici. Ok, să fie o experiență deschizătoare de ochi. Ok, asta e o schemă. Și cum o folosim asta aici? Ne ducem un bag și dăm mare țoale pe noi? Mă jur de le văd. Key item? Cred că nu e aici adresul ăla. Cred că după ce mergem mai încolo mă gândesc. Ok, și intrăm aici? Yo! Super mare show. Deci că vrea să intrăm în show, dar nu mă prind. Oh, uite aici. Yo. Your sense of rhythm is the key. Oh, ok. Ok, deci avem probe, cred. Nu știu ce să zic, vedem acum.
Dude, avem minigame aici sau ceva? Have you placed a lot of sticker on your capsule? The more sticker there on your ball, the flasher the entrance you'll make. Ok. Și să ne punem tot felul de stickere pe minci. Oh, doamne, chiar trebuie să facem treaba asta? Oh my god. Ok, pune tot ce avem. Place sticker. Pune niște flăcări. Încerc să le aleg, dar nu mă lasă. A, avem numai de astea așa. Pune că mai multe stickere posibile. Cumva cred că am pus prea multe. A, de așa le rotești. Gata. Toggle 3D. Nu. Gat. Mi-am pus asta. Ok, și unde ar trebui să mergem acum? Stai că-s confuz puțin pe aici. Zicea că vrea să participăm la concursul ăsta, dar eu nici nu știu cum ne băgăm la concurs. Dormim cu cineva anume. Yo. Oh, e recepție aici, ok, ok. Nu? Asta e pentru online. Înseamnă că n-avem de fapt treaba aici? Asta e o schemă. Stai, de-mi ce zice? Explore Hawthorne City. Oh, ok. Ia asta aici. Lasă oare să ne batem cu ea. O, tot nu e aici. Ok. Deci am venit niște stickere. Asta nu m-a ajutat cu mare brânză. Este explore orașul, de-mi ce mai pe aici. Opa. Stai, un alt drum către ce ne duce asta? Stai, și obțin să ne duce către... Actually, nu te duce către nimic, ai în față ce asta? Solas? Solaceon? Ok. Stai că nu vreau să ieșim încă din oraș, că în oraș s-ar putea să fie ceea ce avem nevoie. Oraș? Ceva ce? Nici nu ți-a dus asta. Ei, acum nu știu dacă chiar trebuie să o luăm pe aia, să participăm la concurs. Dacă te-ți dăm una de aia, online, offline, ceva nebunie. Sau aici, uite, așa se pare o fi o clădire. Oh, wow, unde am ajuns? La biserică. Alo? Oh. Nimic special. Yo. Te-ai văzut dacă zice ceva interesant, nu zice nimic nimeni. Ok, deci nu aici. Păi și atunci unde ne ducem? Chiar cred că trebuie să participăm, mă. Nu știu de ce am vaga senzație. Chiar cred că trebuie să participăm. Că ia văd că nu e pe aici. Deci n-avem nicio șansă să facem ceva. Deci cred că trebuie să participăm la concursul ăla, vere. 100%. Deci, o să facem în felul următor. Oh, ok, hai să băgăm aici. Please choose a Pokémon. Yes. Ok, cine-i cool? Wow, toți sunt la fel de... Oh, toți sunt eligibili. Am pe Trunks. Oh, are numai două, ok. Stai, deci am venit numai Pokémon. Ok, deci din cine are 3 stele la abilități. Wow, tot, wow. N-a venit nimic de 3 stele? Pe bune? KFC? Wow, KFC e cel mai prânaie. Nu are multe speluri care n-are treabă. Ok, hai să vedem dacă Luke are. Ok, cred că o să rămânem atunci pe... Stai așa. Tyler One? Tyler One are de toate. Bine! Aia zic. Ia să vedem, mă, ce-am băgat aici. Normal că marele T1 se bagă pe idee despre ce vorbim. Ia mă,
Super Contest Show Tutorial. Uimește-mă. Ales efectele când scoți asta. Deci asta înseamnă toată prostia aia. Wow, am primit puține. N-am băgat multe customizări. Prin puține inimioare, că am primit una. Noi suntem ultimii fraieri. Oh. Dance Evaluation. Ok, ok. Rhythm Game. Te rog, zic că nu trebuie să apăs decât un singur buton. Stai, că trebuie să am ăsta în față, că altfel nu știu butoanele pe de rost. A, press A. Ok. Ai doar un singur buton. Direct mare Guitar Hero aici, frate, serios? Am că ne rupem aici, serios? Primim hype point. Ok, primim hype, băieți. Exact atunci când dați like. Nu eram senzația că dă singur. Ok, just once during the evaluation, you can press X to use a contest move. Oh, Schnitzel Bulldozer! Bine, dă mai mult hype pointuri, ok, ok. Ne faci un move chain să creștem hype-ul, ok, ok, complicat, complicat puțin, tel așa. Aha. Deci ca să creăm hype. Mare parte, cam asta vrea să ne zică jocul. Ok. Ah, cu cât îți crește rank-ul, cu atât lucrurile devin mai complicate și mai fancy. Ah, ok. Deci de-aia e online. Și asta e toată de explicație, am înțeles. Oh, și acum presupun că jucăm practice. Ia, hai să vedem, dăm și un practice dacă tot stăm în capitolul ăsta. Noi luăm puțin, că nu ne place, noi suntem vai de capul nostru. Hai, cum să nu-ți placă, mă, Tyler One, arătam bine. Fuck off. Bine, cred că trebuie să le alegi în funcție de Pokémon, că dacă Pokémon-ul tău e gri, te spui chestii, stickere gri, ca să meargă ca efect. Ok, hai la dans, câștigăm la dans, vă zic eu. Oh, fuck. Bine. Generăm hype, băieți. Trebuie să recuperăm totuși. Trebuie să recuperăm din aia pierdută. Bine, 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 bine. Mă, trebuie să ducem grav rău de tot gen. Și asta e pe scurt un fel de Guitar Hero, dar nu știau ei cum să zică. Too fast, nu-i bai. Hai mă, că ne-am atins limita. Deja am creat hype-ul masiv, suntem peste hype de acum, nu mai contează. Suntem oricum peste toți. Zic că am câștigat. Ah, nici nu zicea că... Practic am câștigat, evident. Oricum, oameni buni, cam asta ar trebui acest video din Pokémon Brilliant Diamond. Brilliant Diamond. Știți foarte bine, oameni buni, ce aveți să vă uitați. Să lăsați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!